Bună seara! În ședința de guvern care tocmai s-a încheiat, au fost adoptate mai multe acte normative în domeniul sanitar, un domeniu prioritar în continuare în această perioadă, precum și în domeniul economic și financiar și al fondurilor europene. Ministrii invitați să prezinte detaliile legate de actele normative adoptate în ședința de guvern din această seară sunt ministrul Sănătății, domnul Nelu Tătaru, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, domnul Virgil Popescu, ministrul Agriculturii, Adrian Oros și ministrul Fondurilor Europene, domnul Marcel Boloș. O să dau cuvântul pentru început domnului ministru al Sănătății, domnului Nelu Tătaru, pentru a vă prezenta un proiect de ordonanță de urgență foarte important în ceea ce privește asigurarea cu măști a populației vulnerabile în perioada de stare de alertă, când obligativitatea purtării măștilor este valabilă pentru toată populația în spațiile închise. Mai multe detalii privind această măsură și modul în care va fi operaționalizată vă va prezenta domnul ministru Nelu Tătaru. Vă rog, domnule ministru. Bună seara! După cum știți, în urma modificării în Parlament a hotărârii de guvern privind starea de alertă, am adoptat astăzi în ședința de guvern o ordonanță de urgență privind acordarea de către Ministerul Sănătății, prin Direcția de Sănătate Publică, autorităților locale, necesarul de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ-teritoriale. În acest sens, s-a aprobat măști de protecție pentru 2.300.000 de persoane din categoriile defavorizate. Menționez, pentru a fi foarte clar, care sunt și aceste categorii. Persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza legii 416 pe 2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele din familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza legii 277 pe 2010, privind alocația pentru susținerea familiei republicată cu modificările și completările ulterioare. Pensionarii sistemului public de pensii, ale căror drepturi sunt de până la 704 lei, inclusiv, reprezentând nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzută de Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 6 pe 2009, privind instituirea pensiei sociale minime garantate cu modificările și completările ulterioare. Persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din prestațiile sociale prevăzute de articolul 42 și articolul 58 din legea 448 pe 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată cu modificările și completările ulterioare. Menționez că se acordă un număr de 50 de măști de protecție pentru fiecare persoană din categoriile precizate aferente unei perioade de 2 luni. Tot prin această ordonanță de urgență s-a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății cu 230 milioane de lei pentru achiziția de măști de protecție prevăzute pentru cele 4 categorii. Menționez că acest lucru trebuie să se întâmple foarte repede. În 3 zile de la aprobarea acestei ordonanțe, autoritățile locale trebuie să trimită către Direcția de Sănătate Publică lista cu aceste persoane, iar odată achiziționate, în 3 zile, Direcția de Sănătate Publică vor trebui să vireze către autoritățile locale aceste măști. Trebuie să avem în vedere că masca este un element important în această perioadă, menționând că ele sunt obligatorii în spațiile închise, în mijloace de transport în comun și la locurile de muncă. Dincolo de orice apartenență politică, aceste măști trebuie să ajungă la persoanele defavorizate. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru! Invit să ia cuvântul pe ministrul Economiei, domnul Virgil Popescu, care a susținut în ședința de guvern din această seară un proiect de ordonanță de urgență pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea unor companii afectate în această perioadă. Vă rog, domnule ministru. Bună seara! Da, astăzi am aprobat o ordonanță de urgență cu privire la susținerea marilor consumatori de energie. Este vorba de modificarea Ordonanței 81, aprobată anul trecut în decembrie, o ordonanță care permitea susținerea 15 ramuri din industrie, repet, deci producători români, care au angajați direct și indirect peste 100.000 de salariați și unde exista un risc foarte mare de relocare.
Vă reamintesc și nu vreau să se uite acest lucru, că prin ordonanța 114, guvernul PSD practic a aruncat în aer piața de energie electrică și gaze naturale, iar prețul energiei electrice a crescut foarte mult, scăzând puternic competitivitatea industriei românești. Practic, companii mari precum Sidex Galați, Alroslatina și mulți alții s-au trezit puși în imposibilitatea de a mai face față presiunii prețului energiei electrice. Prin această ordonanță, în urma aprobării schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană, deci schema de stat pe care am propus-o în decembrie 2019 a fost aprobată de Comisia Europeană, schema de stat a fost transpusă din nou în ordonanță de urgență, în legislație, urmând ca să publicăm caietul de sarcini și ghidul solicitantului prin ordin al ministrului, în termen de 2 zile de la publicarea în monitor oficial a ordonanței și demararea procedurii de oferire a acestui ajutor de stat. Practic, putem spune că am adus din nou competitivitate în industria românească, am salvat peste câteva sute de mii de locuri de muncă, am salvat industria românească de o guvernare care nu a făcut decât să mărească prețul energiei electrice. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru! În domeniul agricol, o măsură așteptată de fermierii români, îl invit pe domnul ministru al Agriculturii, Adrian Oros, să vă prezinte acest act normativ pentru sprijinirea fermierilor români afectați la rândul lor de perioada de criză provocată de epidemia cu coronavirus. Mai multe detalii vă rog, domnule ministru. Bună seara! Guvernul a adoptat în această seară o ordonanță de urgență prin care se prelungește termenul de depunere a celor unice de plată până la 15 iunie 2020. Asta pentru a veni sprijinul fermierilor afectați de restricțiile de circulație și de respectarea normelor de prevenire a îmbolnăvirii cu COVID. De asemenea, am simplificat foarte mult procedurile de depunere a acestor cereri. Ele se fac online, iar adeverințele de la primării se obțin direct de către centrele noastre APIA. O altă măsură este aceea că din 15 mai, prin APIA, eliberăm adeverințe pentru beneficiarii schemelor de plată, pentru acei fermieri care doresc să acceseze credite pentru activități curente. Am negociat prin APIA cu instituțiile bancare acest lucru, iar fermierii pot să obțină o valoare a creditului de până la 85% din valoarea subvențiilor pe care noi le acordăm anul acesta, dobânda fiind robor plus maxim 2%. Convențiile cu instituțiile bancare se află pe site-ul APIA pentru cei interesați. Mulțumesc, domnule ministru. Trebuie să facem precizarea că de această măsură privind prelungirea termenului pentru depunerea cererilor de plată la hectar pot beneficia peste 850.000 de beneficiari pentru o suprafață de peste 9 milioane de hectare. Este o măsură așadar care vizează un număr mare de beneficiari la nivelul agriculturii românești. Îl invit acum pe ministrul fondurilor europene, care a promovat în ședința de guvern de astăzi mai multe acte normative. Vă rog, domnule ministru, aveți cuvântul. Bună seara! Guvernul României a adoptat 3 măsuri importante în domeniul fondurilor europene în această ședință de guvern. Prima măsură care este așteptată de către cei care sunt beneficiarii pachetelor alimentare și pachetelor de igienă corporală în număr de peste 1.200.000 de beneficiari. Aici discutăm de o primă tranșă de pachete de igienă corporală pentru care va începe distribuirea începând cu data de 4 iunie și apoi 2 tranșe de pachete alimentare, adică peste 2.400.000 de astfel de pachete care vor fi distribuite începând cu data de 15 iunie. Este o măsură așteptată pe de o parte de beneficiarii pachetelor alimentare care se găsesc astăzi în situație de risc de sărăcie, care au venitul sub venitul minim garantat pentru acordarea ajutorului social, dar este o măsură așteptată în egală măsură
de industria de panificație, dar și de industria alimentară, pentru că vizează atât produse de panificație, vă dau câteva exemple, de la făina albă de grâu, 35.000 de tone, cantitate care este inclusă în aceste pachete alimentare, până la conserve de carne de vită, peste 10.000 de tone, conserve de carne de porc, peste 6.000 de tone. Este o cantitate importantă de produse care în această perioadă sunt extrem de utile pentru industria de panificație și industria alimentară. Valoarea fondurilor europene alocate este de 225 de milioane de euro, o sumă extrem de importantă. Și Guvernul României contribuie la această sumă cu partea de cofinanțare, astfel încât în perioada aceasta în care ne confruntăm cu criza de sănătate publică să avem grijă și de categoriile de persoane vulnerabile care au nevoie de această susținere din partea Guvernului României și a Comisiei Europene. A doua măsură importantă este cea referitoare la asistenții sociali. După cum se știe, Guvernul României a avut o măsură similară pentru partea de personal medical implicați în criza coronavirusului. De această dată, Guvernul României a aprobat pentru o altă categorie importantă de personal care s-a implicat în sprijinul persoanelor vârstnice. Este vorba de 38.000 de asistenți sociali care vor beneficia de acest stimulent de risc social cu o valoare de 1.150 de lei, un efort de 45 de milioane de lei. Sprijinul acesta referitor la stimulentul social se acordă o singură dată în sumă fixă și este o formă de recompensare pentru cei care în această perioadă au avut grijă de cei care se află în centrele rezidențiale, persoanele vârstnice, dar și persoanele cu dizabilități. Și în sfârșit, a treia măsură, care se referă de această dată la autoritățile locale, este pentru prima dată în istoria perioadelor de programare ale României pentru utilizarea de fonduri europene. Este primul guvern care alocă înainte cu 8 luni de perioada de programare 2021-2027 un fond de 100 de milioane de euro pentru pregătirea portofoliului de proiecte de infrastructură destinat autorităților locale și pregătirea separată a proiectelor mari de infrastructură ale României, proiectele acestea fiind importante pentru dezvoltarea României pe termen lung. Aceste resurse urmează ca să fie alocate, cum spuneam, pentru pregătirea portofoliului de proiecte de infrastructură destinat autorităților locale în domeniul regenerării urbane, pentru refacerea spațiilor publice de locuit dintre blocuri, centre istorice, parcuri urbane, deci toată zona aceasta de proiecte care se adresează în mod direct calității vieții oamenilor pentru partea de mobilitate urbană, dar și pentru partea de infrastructură rutieră la nivel județean, aceasta fiind o preocupare a Guvernului României pentru ca următoarea perioadă de programare să o începem cu implementarea de proiecte și să putem folosi acești bani europeni în interesul dezvoltării României și cu folos pentru dezvoltarea economică pe termen lung. Acestea sunt cele trei categorii de măsuri importante. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru, pentru această prezentare. Aș insista și eu asupra ultimului aspect menționat de dumneavoastră legat de pregătirea următorului exercițiu financiar. Așa cum ați spus, este pentru prima dată în istoria României când un guvern pregătește cu aproape un an înainte de începerea exercițiului financiar
portofoliu de proiecte care urmează să fie finanțat în perioada 2021-2027, alocând o sumă importantă pentru pregătirea acestor proiecte de peste 100 de milioane de euro. În aceeași linie, legat de oportunitățile pe care trebuie să le fructifice România în perioada următoare, așa cum bine știți, dincolo de prioritatea gestionării cât mai adecvate a situației epidemiologice legate de coronavirus, guvernul condus de premierul Ludovic Orban este în aceeași măsură concentrat asupra eforturilor de accesare și de pregătire a măsurilor de sprijin în domeniul economic. Din acest punct de vedere, după ce ieri domnul prim-ministru Ludovic Orban a anunțat adoptarea programului SURE la nivel european, un program destinat statelor membre pentru finanțarea unor măsuri de sprijin pentru companiile și angajații afectați de criza provocată de coronavirus. Astăzi, ministrul Finanțelor Publice a propus în ședința de guvern un proiect de ordonanță de urgență în vederea pregătirii României pentru participarea la acest program european. Este vorba despre modificarea cadrului legal privind datoria publică pentru a permite Guvernului României să participe ca stat membru la mecanismele de garantare și finanțare ale Uniunii Europene, care urmează să fie ratificate de celelalte state membre ale Uniunii Europene. Operaționalizarea acestui instrument se dorește a fi realizată la nivelul Uniunii Europene până la 1 iunie, prin urmare, este o urgență, reprezintă o urgență, modificarea cadrului legal privind datoria publică pentru a participa la acest mecanism de garantare și finanțare, iar Ministerul Finanțelor Publice a propus deja astăzi în ședința de guvern o ordonanță de urgență în acest sens, care a și fost adoptată. Tot în domeniul economic, astăzi a fost dezbătut în primă lectură un memorandum privind schema de sprijin de garantare a creditelor pentru companiile mari, după modelul IMM Invest. Este vorba despre o schemă de garantare care urmează să fie derulată prin Exim Bank, cu un plafon de 8 miliarde de lei pentru companii cu cifră de afaceri mai mare de 20 de milioane de euro și care pot beneficia de garanții de stat pentru credite de investiții și capital de lucru de până la 80% și dobândă subvenționată de până la 50%. Această schemă de stat de garantare pentru companiile mari, de garantare a creditelor pentru companiile mari, urmează să fie adoptată printr-o ordonanță de urgență în ședința de guvern următoare. Alte proiecte de acte normative adoptate în ședința de guvern de astăzi, punctuale, dar importante la nivelul comunităților locale vizate de acest cadru de reglementare. Au fost mai multe hotărâri de guvern pentru deblocarea sau pentru accelerarea unor proiecte de investiții de interes local. Astfel a fost adoptată hotărârea de guvern privind realizarea exproprierilor pentru autostrada Centura de București, sectorul Nord, cu un buget de 29 de milioane de lei. Astfel, acest proiect de infrastructură, foarte important pentru centura Bucureștiului la nivel de autostradă, practic face un progres din punct de vedere al pregătirii situației juridice pentru terenurile pe care urmează să se deruleze construcția acestei autostrăzi. De asemenea, la nivelul județului Dâmbovița a fost adoptată hotărâre de guvern inițiată de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației Locale pentru construcția a 146 de locuințe ANL pentru tineri cu un buget de 30 de milioane de lei pentru această investiție. Hotărârea de guvern actualizează practic indicatorii tehnico-economici pentru derularea acestei investiții la nivelul municipiului Târgoviște din județul Dâmbovița. Un alt proiect de act normativ, o hotărâre de guvern cu o valoare simbolică aparte, pentru că reprezintă aprobarea
unei donații făcute de moștenitorii familiei Sturza. Este vorba de un conac cu un teren aferent de aproximativ 150.000 de metri pătrați în comuna Liteni, județul Suceava. Donație făcută către Ministerul Culturii, unde Ministerul Culturii urmează să dezvolte un centru de formare pentru restauratorii culturali. Este o donație importantă în domeniul cultural pe care guvernul a adoptat-o prin acest act normativ în ședința de guvern de astăzi. De asemenea, au fost adoptate mai multe hotărâri de guvern pentru eliberări și numiri de prefecți sau subprefecți. Dintre acestea menționez hotărârea de guvern pentru numirea prefectului municipiului București în persoana domnului Cojanu Gheorghe. De asemenea, au fost numiți mai mulți subprefecți la nivelul județelor Călăraș, Ialomița, Iași, Ilfov și Olt. Vom pune la dispoziția opiniei publice hotărârile de guvern respective. Acestea au fost principalele acte normative adoptate în ședința de guvern de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară.